Consiliul Local al municipiului Giurgiu s-a întrunit azi în lipsa primarului în ședință extraordinară. Trei puncte s-au aflat pe ordinea de zi, acele proiecte respinse săptămâna trecută de consilierii PNL și ALDE. Unul dintre proiectele care a ridicat din nou semne de întrebare a fost cel referitor la suplimentarea bugetului pe 2016. Consilierii PNL fiind nemulțumiți de faptul că la mapă nu au fost atașate toate documentele justificative. 80.000 de lei tablete. Câte, pentru cine și care este prețul pe bucată? 1.000 de lei, 1.000.000 de lei pentru servicii locale. Nu există nicio fundamentare. De ce se cheltuiesc acești bani? Pentru centrala termică ESA, 68.000. Înțeleg că Consiliul Local este acționat în majoritate. Societatea este în reorganizare judiciară. Nu mi s-a prezentat și nou un plan de reorganizare a propriei instanță. Și se mai spune, vede niște bunuri care sunt încredințate operatorului ce păstrează serviciul public de alimentare cu energie termică. Cine este acest operator? Și aș mai avea, e vorba despre contribuția la capitalul social al societății precum. Executivul din primărie a încercat să ofere explicații insuficiente, însă în opinia consilierilor PNL care s-au abținut de la vot la acest punct. Tot 6 abțineri au existat și la punctul 2, cel referitor la noua organigramă a societății peisagistică, pe motiv că nu s-a explicat foarte clar cum se efectuează reducerea cheltuielilor menționată în documente. În ceea ce privește al treilea punct, schimbul de terenuri între municipiul Giurgiu și Ion Ștefănică, au existat 2 abțineri și 6 voturi împotrivă, ceea ce înseamnă că proiectul a fost respins, fiind nevoie de votul a 2/3 pentru a deveni hotărâre. Și aseară m-am dus pe strada Chestilor ca să caut să identific celelalte 2 persoane care au acolo altfel. N-am putut să o identific doar pe una, pe cealaltă am identificat, este vorba de domnul Pan. L-am căutat și am vorbit cu domnia sa și cu soția și mi-a spus că nu a avut parte, practic, de același tratament pe care a avut domnul Ștefănică. Prin însăși faptul că a cerut domnul Pană, chiar în aceea zonă, un alt teren, cu niște garaje deja construite, practic o baterie, să facă doar schimbul aferent, fără să impieteze într-un fel sau altul modernizarea zonei prin parterile aferente. Vă aduceți aminte de discuția de data trecută cu domnul Ștefan, da? Cu al doilea schimb în echivalent valoric și, practic, domnia sa a acceptat, fără ca noi să avem cunoștință de cauză, asupra domeniului public și privat al primăriei. Tocmai în acest sens am făcut și altă cerere în registratură, cerând să ni se pună la dispoziție tot domeniul primăriei, privat și public. Prin urmare, nici de această dată nu au trecut toate proiectele propuse de primar, deși nu a mai lipsit niciun consilier PSD. Asta arată că totuși majoritatea în Consiliul Local este una fragilă, mai ales atunci când vine vorba de proiecte care necesită votul a 2/3 din consilieri.